Salutări tuturor! În acest episod facem un test la difuzoarele de la Audio Systems, pe care am zis că le dăm și cadou. Le așezăm și noi un pic pe aici, că o grămadă de sârme. Așa. O să testăm difuzoarele de mid-bass și tweeterele, să vedem exact ce pot ele, de unde până unde cântă, ce fel de frecvențe știu să cânte și dacă se unesc una cu alta cu ajutorul crossover-ului de acolo, cel care vine și în cutie. Ne-am pregătit jucăriile, avem un amplificator in-phase, 4 canale, 4x100 de W, DMRT-ul de la Audio Control pentru a face reglajele exact cum scrie pe foile de la difuzoare, ca să nu existe dileme și probleme. Avem aici aplicația de la DMRTA. O să punem și microfonul. O să folosim și REV-ul ca să putem să facem măsurătorile, să vedem exact ce și cum. Facem legăturile la jucăriile astea și să vedem ce știu. Începem prima și prima oară cu mid-bass-ul, să-l ascultăm. Ok, am legat difuzorul de mid-bass, avem pink noise-ul setat din DMRTA, pentru că aparent laptopul ăsta nu vrea să scoată suficient voltaj pe RCA ca să putem să dăm din el. În fine, intrăm pe REV, dăm drumul la RTA, ne pregătim, facem liniște, dăm drumul la semnal și să vedem rezultatele. A, ce bine. Și avem în felul următor. Salvăm. Deschidem REV-ul. SPL. Vedem cu totul. Îi facem un smoothing de 1,6. Ne uităm și vedem cu exactitate ce se întâmplă. În momentul de față avem așa. Și avem în felul următor. Difuzorul nostru în principiu începe și cântă de undeva de la 87 de Hz. Da? El are semnal full range în momentul de față, nu este tăiat nicio anumită frecvență. Ok, difuzorul nostru începe și cântă de undeva de la 87, hai să zicem 90. Mai jos de atâta, e greu să cred. Asta este măsurat de aproape. Și avem destul de liniar, chiar foarte, foarte liniar, până în partea de 833 de Hz, după care avem un mic power, după care și revine la 236 de kHz, după aceea începe și avem ruperea și pierderea de la 4,76 de kHz. E, până aici difuzorul nostru este mega eficient. Da, porțiunea asta, de la, să zicem, 4,5 kHz până la 83-80 de Hz. Perfect, perfect. Mai jos de atât, aparent, nu vrea. Se poate să ajungă un pic mai jos dacă îl punem într-o incintă, dar să zicem că ar fi ușa, ar cânta undeva la 60-70 de Hz, ceva de genul ăsta cu indulgență. Dar până aici toate bune și frumoase. Hai să vedem și Twitter-ul, să vedem dacă continuă de unde se pierde mid-bass-ul. În momentul de față avem Twitter-ul legat, microfonul este băgat în botul lui acolo. Facem din nou măsurătoarea pentru Twitter și după aia să vedem ce avem, discutăm după. Ok. În momentul de față, din câte văd, eficiență mult mai mare pe partea de Twitter. Aceeași putere, doar că eficiență mult, mult, mult mai mare. Și avem în felul următor. Ok. Twitter-ul nostru începe teoretic în punctul de crossover din ce scrie aici 3,5 kHz. Da? Și avem un boost foarte, foarte mare și ne cântă până undeva la 15.000. Surprinzător. 15 kHz. Mi-aș fi dorit să poată să urce mai sus de atât, dar aparent nu. Dar avem firulețul respectiv, care din câte am înțeles, dacă îl tăiem, mă rog, nu face altceva, nu se lase să urce mai sus decât atenuează. Probabil minus 3 decibeli plus 3 decibeli. Scrie ceva pe asta pe aici. Nu cred că pe aici, cred că era pe foaia de pe net, pe care o văzusem eu ce atenuări face. Ok. Da, cântă destul de ok.
și Twitter-ul. Mi-aș fi dorit să urce mai mult cântă efectiv în momentul de față ca un Twitter original de mașină, doar că ceva mai mult power pe el. Să le auzim împreună și după aceea să ne facem o idee despre cum și în ce fel. Le-am așezat pe amândouă, sunt înclinate un pic către microfon, ne-am luat un pic de distanță că nu putem să le măsurăm pe amândouă fix în nas pe amândouă. Vom face acum din nou o măsurătoare să vedem ce înseamnă împreună. Astupați-vă urechile. Ok. Ia să vedem ce ne arată aici. Să discutăm pe grafic. Și avem în felul următor partea de grafic. Deci, măsurătoarea cu roșu avem în felul următor. Este mid-bass-ul măsurat de aproape. Măsurătoarea cu verde este Twitter-ul măsurat de aproape. Măsurătoarea albastră este măsurătoarea la undeva la vreo 25 de centimetri de Twitter și mid-bass. Țineți cont în continuare că sunt în aer liber, nu sunt în niciun fel de incintă, n-am niciun fel de protecție în spatele lor, doar un burete de absorție care mare lucru nu face. Și avem în felul următor. Difuzorul se vede foarte clar din cauza că nu are niciun fel de incintă și pierde foarte, foarte, foarte mult din eficiență cu cât scade în frecvență. Dar din nou aceeași chestie, mă rog, de data aceasta de pe la vreo 74 de herți începe să cânte. Dar spre deosebire de 80-90 de acolo, în fine. Deci mai mult ca sigur, cum v-am zis, în fața de ușă sigur va cânta de undeva de la vreo 60 de herți în sus. Aici vom avea, când este pus în ușă, eficiență mult mai mare, pentru că va rezona mult mai bine, deci ne va crește. Undeva pe aici va fi media lui de power. Avem o mică gaură la 816, pentru că, na, totuși este mai depărtat și, na, sunt frecvențe care ricoșează, e posibil să fie asta decât o gaură de frecvență. Aici mă deranjează foarte mult în partea de crossover. După cum se vede, este ca și cum o anulare. Ca și cum Twitter-ul cu mid-bass-ul sunt polarități diferite. O să încercăm o chestie, o să mai fac o chestie să pun invers pinii și să văd ce se poate a întâmpla în situația respectivă dacă reușim să-l unim pe ăsta aici, poate na. Ori am greșit eu, ori au greșit ei. Și din nou Twitter-ul eficiență până pe undeva la 10.000 și începe și pică până undeva pe la vreo 15,9K, 16.000 de herți. Ok, hai să întorc eu la crossover firele și să vedem dacă nu cumva aici este o problemă de la mine. Din fericire, n-aveam cum să greșesc pentru că una la mână sunt culorile și doi la mână sunt papucii de așa natură încât unul e mamă, unul e tată. N-ai cum să le greșești. Hai să încercăm încă o dată aceeași mâncare de pește, facem din nou măsurătoare și să vedem dacă se întâmplă într-adevăr ceva cu frecvența aia acolo. Și apply smoothing. No, aparent, mă rog, o mică creștere în... Avem o mică creștere aici de power din cădere, aici o creștere. Deci există posibilitatea să fie ceva gândit de fabrică, au făcut ei chestia asta. Probabil pentru că atunci când atenuezi, când tai firul, o să urce mai sus puterea tweeterului și o să astupe gaura asta de aici de frecvență. Acum, efectiv, nu vă gândiți, sunt cei de la Golf 5, spre exemplu, cu sistemele pe 3 căi pe mașină, au polaritățile inverse între Twitter și medie, dacă nu mă înșel, sau media o are polaritate inversă față de mid-bass și Twitter. Special să obțină un anumit sunet, o anumită atenuare pe care nu ar putea să obțină în momentul în care polaritățile sunt legate cum trebuie. Încercați să vă gândiți și la chestia că totuși chestiunile de genul ăsta sunt gândite de niște oameni și sunt gândite cu un anumit scop. Nu este o chestie pe care ai greșită tu un sistem, dar depinde ce anume cauți. Dacă vrei parte de SQ, să zic așa, oarecum un SQ, lucrul ăsta s-ar putea să te deranjeze. E bine să, când îl montezi să faci teste în toate felurile posibile, special să-ți dai seama cum este mai ok dacă se unește media cu Twitter-ul. Acum mai este și posibilitatea să fie gândit în așa fel încât, eu știu, poate ăsta, cum îi zice, Twitter-ul cu mid-bass-ul să fie gândite, să fie poziționate mult mai departe și să fie un cu totul și cu totul altceva. Chiar că, ia să mai verificăm o chestie, dăm cutia asta la o parte.
Îl dăm pe ăsta un pic mai așa. Îl dăm pe ăsta un pic mai așa. Și facem o măsurătoare acum să vedem ce zice acum, fiind mai depărtate. Ia să mai încercăm încă o dată. În momentul de față totul a luat-o mai tare razna pe partea de frecvențe. Ia să vedem noi așa. Și ia să mai facem acum să punem înapoi firele cum erau de fabrică. Mai încercăm încă o dată. Și avem în felul următor. Linia cu verde este cu polaritatea pusă de mine, gen greșită față de fabrică și cu difuzoarele depărtate. Și avem în felul următor aici, în porțiunea asta, la fel, la fel, la fel, începe aici, apar niște discrepanțe. Și aici se mută un pic gaura de frecvență înspre dreapta. E, cu albastru sau turcoaz, este măsurătoarea cu polaritatea cum trebuie, este aproximativ la fel. Da, deci asta mai mult ca sigur este gândită de fabrică gaura asta de frecvență pentru un ceva anume, că văd că în toate pozițiile avem la fel, este aceeași gaură, dar măsurat separat și de aproape dă destul de liniar. Nu știm ce a gândit inginerul, ideea este, hai să vedem dacă suportă și puterea și o să vă zic și concluzia finală din punctul meu de vedere. Deci, conform... Dă-te mă, așa, stai că mi s-a terminat lăutarii. Conform fișei de servis a difuzoarelor, se zice că au 80 de W la 3 ohmi, ceva de genul ăsta, 4 ohmi. Ok, bun, nicio problemă. Asta înseamnă că ne dă undeva la 17 V la 4 ohmi, ceea ce înseamnă că dacă ar fi să coborâm la 3, trebuie să recalculăm din nou și să văd exact cât dă. Revin imediat că calculatorul e pe ce filmez. Revenim și chestia este că este 15,49. Ne arată 9 din calcule. Ceea ce înseamnă că punem testonul. I-am dat drumul de teston. Acum. Ok. Și haideți să facem 15,49 de volți. Okidoki. Acum avem voltajul, acum o să punem pauză la teston. Ok, căutăm noi melodia noastră. Am pus pauză. Îi punem firele. Unde e fum, este și putere în principiu, așa că grijă mare. Îi dăm play. Un minut începând de cât e ceas. Ia să facem altceva. No, hai să vedem. Dai când se face aici 41. Now when the beat drops. Now when the beat drops. Lay your eyes on me. Lay your eyes on me. Din punctul meu de vedere sunt sigur că mergea și ceva mai tare fără nicio problemă, deci am un feeling că cei 80 de W sunt puțin puși așa ca să protejeze difuzorul. Din punctul meu de vedere cred că ar merge și cu 100 de W fără niciun fel de problemă, fără să mârie, fără să pârie. Cam asta a fost. Se aud foarte ok, dar cum v-am zis, nu urcă
în frecvență atât de mult și asta se simte, Twitter-ul se simte că nu știe să urce atât de mult, va trebui un boost pe partea lui, probabil cu firul ăla chop-chop. Mid-bass-ul și în aer liber face treabă, se aude la ureche fără niciun fel de problemă, deci mai mult ca sigur băgat într-o ușă, va face treabă chiar dacă măsurătorile noastre și-au arătat că pierde din eficiență, dar asta este cel mai ok lucru, că pierde liniar. Ceea ce înseamnă că liniar va corecta în momentul în care va fi pus într-o incintă. Era mai nașpa dacă era de la de arată că mai are 5 la viață. În fine. Per total, da, merită 500 de lei difuzoarele astea. Din cauza Twitterelor, nu. Pare rău să spun lucrul ăsta. Mi-aș fi dorit ca Twitterele să fie mult mai detaliate, mult mai ridicate, mult mai stridente, mai prezente, că îți dă impresia de claritate. Midbus-ul face ce ar trebui să facă, probabil de aici se justifică și să zicem un cost mai ridicat din cauza materialelor folosite pentru difuzorul de midbus, dar Twitter-ul din păcate lasă de dorit, pare un Twitter ieftin. Variante la prețul ăsta ar fi destul de multe, sincer să vă zic, la banii respectivi aș alege focal oricând la orice oră, sunt acces parcă sau nu știu cum naiba se numesc. Auditor, ceva de genul ăsta, sunt 470 ceva de lei și sunt cu mult peste difuzoarele de genul ăsta. Dar acelea au nevoie de amplificare ca să fie ceva ceva mai interesante. Astea s-ar auzi bine și pe partea de player și pe partea de amplificare, în sensul în care sensibilitatea ar fi destul de ok. Dar din nou, aș face un compromis pe chestia asta și aș alege focalurile. Scuze, asta este părere pur proprie și personală. Astea sunt difuzoarele, facem și extragerea acum pentru fericitul câștigător. Ne pare rău de veștile proaste, dar asta este, e un set de difuzoare gratuit, așa că nu prea ai ce comenta. Bun, astea fiind spuse, hai să montăm laptopul, să intrăm, să facem extragerea și cu asta încheiem. Ok, și am ajuns și la partea asta. Suntem pe canal. Suntem în... Unde ești, mă? 5 noiembrie 2023, 3:54 ceasul. Așa, 53 în fine. Facem extragerea, luăm linkul, copii, îl băgăm pe YouTube comment picker. Paste. Așa, filtre. Ia uite, ales cu premium. Number of window, winners 1. La la la. La la la. Solve the sum. 1 plus 8, 17. Ok. Ia să vedem noi. Am făcut totul cum trebuie. Da, da, da. Fără replies, că nu mă interesează replies. Filter duplicate users. Așa. La la la. La la na, 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 na. Îi dăm bătaie? Hai să vedem cine este fericitul câștigător. Mi-a zis câte comentarii sunt aici? Câte comentarii avem? Nu, nu mi-a zis. Hai să vedem. Get YouTube comments. Acum mi le arată. 40. Amount of unique comments 41. Ok. Hai să vedem cine este norocosul. Doamne ajută. Dănuț Moroșanu, felicitări, ce ai scris? Nu au difuzoarele o putere foarte mare, dar sunt sigur că sună mult mai bine ca cele de fabrică. Ai, s-ar putea să ai dreptate, dar nu cu foarte mult mai bine. Dănuț Moroșanu, te rog frumos, scrie-ne pe pagina noastră de Facebook să ne lași și datele acolo ca să putem să-ți trimitem coletul. Felicitări, sunt ale tale și cutia și alea de acolo, să te bucuri de ele și până data viitoare, rămâneți aproape, o să mai avem de dat. Apropo, mic spoiler alert, chestiunea asta o să urmeze în viitor, nu știu dacă o să o dăm cadou, o să vedem dacă știe să facă ce ar trebui să facă. Este un procesor de sunet cu 8 canale, 4 canale sunt amplificate pentru difuzoare, un fel de plug and play, o chestiune de genul ăsta. O să-i facem și la asta o recenzie să vedem ce știe să facă. Până data viitoare, sunt Mihai de la Renault Garage, felicitări, mulțumesc tuturor că ați participat și rămâneți în continuare, vor mai fi. Ciao, les. Pa, pa.